Maria Tereza, femeia care a condus vreme de 40 de ani Sfântul Imperiu Roman, este considerată una dintre mințile cele mai luminate din istoria liderilor influenței ai lumii. În același timp, stilul ei de a conduce a atras și pasiuni intense în rândul poporului. Maria Tereza a Austriei, 1717-1780, a rămas în istorie, neoficial, drept împărăteasa Imperiului Romano-German. Oficial, a purtat titluri precum Arhiducesa a Austriei, Regina a Boemiei, Regina a Ungariei, Mare Principesa a Transilvaniei și altele. Nu a fost niciodată încoronată ca împărăteasa Sfântului Imperiu Romano-German, din cauza că s-a născut cu un mare handicap în epocă, acela de a fi femeie. Legenda privind nimfomania împărătesei a căpătat în timp diverse variațiuni. Istoricii care au studiat domnia Mariei Tereza au dat importanță și miturilor privind zoofilia împărătesei, dar au concluzionat că aceste istorii sunt totalmente false. Este ideea de la care a pornit istoricul german Günther Frauberger în articolul publicat într-un recent număr al prestigioasei reviste franceze L'Histoire. Efectuând cercetări în biblioteci din Austria și Germania, Frauberger a reușit să reconstituie viața particulară a împărătesei și în principal ultimile sale zile. Istoricul german încuviințează faptul că regina iubea foarte mult cai, dar era o dragoste ce nu implica în niciun caz aspecte sexuale. Maria Tereza a fost mereu complexată de feminitatea ei, scrie Frauberger. Stăpână peste unul dintre cele mai mari imperii europene, tratând de la egal la egal cu puternicii bărbați de stat ai continentului, ea se simțea întrucâtva inferioară acestora, dar făcea tot posibilul să-i urmeze. Trăgea cu pistolul, se interesa de știință și artă, se implica în treburile economice și comerciale și, nu în ultimul rând, era o foarte bună călăreață, o veritabilă amazoană. Decesul s-a datorat unei hemoragii cerebrale. Această pasiune pentru echitație nu i-a fost însă de bun augur. Înșiși servitorii de la numeroasele castele imperiale de pe cuprinsul Austro-Ungariei, scornind, se pare, primele rumori referitoare la bizarul amor carnal pe care împărăteasa îl împărtășea cu nerăvașii ei armăsari. În privința sfârșitului ei, despre care legendele spun că s-ar fi petrecut pe când Maria Tereza, aflată în plin elan erotic cu un armăsar, l-a biciuit pe acesta, fiind apoi măcinată între copitele calului, Frauberger este cât se poate de clar: nimic nu este adevărat. Maria Tereza a murit nu într-un grajd, sub copitele vreunui armăsar, ci singură, în patul ei, în seara zilei de 5 noiembrie 1780. Potrivit mărturiilor, de care nu ne putem îndoi, ale apropiaților săi, în acea zi împărăteasa s-a sculat dis de dimineață, și-a băut cafeaua și s-a tolănit înapoi în așternuturi, pregătindu-se a citi corespondența. După 3 ore, șambelanul său, nedumerit că încă nu fusese chemat de împărăteasă, a intrat în camera ei și a găsit-o în pat în stare de inconștiență, stare din care, cu toate eforturile depuse de medicii personali, împărăteasa nu avea să se mai trezească niciodată, încetând din viață la ora 9:45 PM în aceeași zi. Autopsia urma să scoată la iveală că decesul ei s-a datorat unei hemoragii cerebrale. Cu alte cuvinte, un sfârșit deloc spectaculos, precum cel vehiculat de amatorii de zvonuri și de glume fără perdea, pe socoteala impunătoarei împărătese.